Carlata, sunteți pe canalul David Show. Astăzi, acum sunt în pijamale, dar stați un pic, vedeți și... Astăzi o să vă arăt cu ce mă îmbrac eu la școală. Aoleu, bluză albă, că nu m-am mai îmbrăcat așa de... de timp, puțin. Da, vă arăt cum mă pregătesc eu pentru școală. Asta o să fie titlul videoclipului. Cum mă pregătesc eu pentru școală? Că n-am mai făcut ceva de gen și merită încercat. Prima oară o să-mi iau bluza asta albă, că albă trebuie. Albă, că n-am mai luat și să fiu și eu frumos aici. Fui de capul meu. Revin după ce iau bluza. Ok, așa arată bluza. Nu e foarte strâmtă, dar nici comodă. Și acum o să iau blugii ăștia, doamne ferește. Că acum, credeți-mă, eu sunt în pantaloni de pijama. Foarte, eu zic să mă duc așa la școală, în bluză albă și în pantaloni de pijama. Ce să facem? Revin după ce îmi iau pantalonii. Și așa arăt și cu pantalonași. Haideți că arată bine, nu arată chiar așa de rău. Mă așteptam să arate mai rău. A, și trebuie să-mi fac împreună cu voi și ghiozanul, bineînțeles. Vede de capul meu. Ochelarii. Nu mai lasă. Le-am șters acum 10-15 minute. Hai să vedem, să facem și ghiozdanul. Deci am așa, matematică. Am aici cărțile. Ce mai am? Imediat să vă pic. Un dezastru. Fac aici un dezastru. Aici am pun română, da, caietul meu de română, cu câini, ca altul nu mi-am găsit acolo, da? Cartea mea, ăsta e manualul, foarte greu, foarte greu să strângem aici, penarul, că se resemnă, nu trebuie, astăzi este luni. Și nici nu știu când o să fie postat acest videoclip, dar vedeți voi, aflați voi, nu e nicio problemă. Și poate nu mă vedeți, dar mă auziți. Sper că mă auziți. Nu mai trebuie și cărțile astea. Și la final vă spun și câte kilograme are ghiozanul. Da? La final. Cam atât. Iar o să mă doară spatele de mor. Aș îmi trebuie și ăsta. Am aici o foaie care e importantă. Băgăm aici frumos în cadre. Și acum toate cărțile astea le facem în ghiozdan, plus penar. E foarte greu, credeți-mă că e foarte greu. Ca să știți, să știți și voi cum mă pregătesc eu așa un pic de școală. Că nu am mai făcut, până acum n-am avut timp, că începeam de dimineață, pentru după masă. Gheozda noastră făcăsă, deci gheozda mea e făcut. Eu sunt îmbrăcat. Și cam asta e. Mai am o oră până plec. Da. Am făcut împreună cu voi. Asta e cel mai important. Gheozda.
acum am auzit. Dorme o noapte bună. De capul meu. A fost frumos să fac chestia asta împreună cu voi. Până acum o facem așa repede. Da, a fost frumos. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la fel că nu sunteți abonați și să apăsați pe clopoțel. O să vă arate când postez videoclipul noi. Ciao, ciao!